Fiți atenți că aveți 9 zile, 5 ore, 40 de minute și vreo 2 secunde în momentul în care filmez eu să vă cumpărați foarte multe jocuri sau un joc din astea foarte multe pe care băieții ăștia le-au pus la reducere pe neba.com. Ei bine, doar ce găsiți în categoria asta și mă uit și eu pentru prima dată să văd God of War la 21,89. Scrieți-mi în comentarii dacă credeți că e un preț bun. Eu văd că e redus cu 50%, deci tind să-l cred că e un preț destul de bun. Farming Simulator 22 la 17,82 de euro. Mamă, Super Mario 3D World, bă, dar n-am Nintendo Switch în ăsta, dar cred că e un preț bun și ăsta. Am văzut că jocurile, mai ales astea cu Mario pe Nintendo, sunt îngrozitor de scumpe. Prehistorical Kingdom, 10,97, reduceți 60%, bă, vezi că ăsta e interesant. Nu știam de el, sincer. Days Gone, nu știu dacă l-am, 10,34, reduceți 74%, mă uit să văd dacă l-am pe Steam, nu mai știu exact, dar știu că îmi plăcea jocul ăsta, l-a văzut la cineva. Și Detroit la 10,87, hai să vedem ce ăsta, care e grafica lui și ce se întâmplă în jocul ăsta. Păi vezi că are grafică, nu e ca și grafica jocului Ark, bineînțeles, dar e o grafică mai decentă pe care cred că ar duce-o și calculatorul meu. Dacă vreți să vă luați și alte jocuri, aveți aici categorie de jocuri sub 1 euro, sub 2 euro, sub 5 euro, sub 10 euro, sub 20 sau sub 50. Puteți să vă luați și gift card-uri, puteți să vă luați ce vreți voi jocuri din orice categorie. Linkurile în descriere, chiar dacă nu cumpărați, vă reamintesc că mă ajută foarte mult dacă dați un click pe linkurile alea. Salutare și bine v-am găsit la episodul cu numărul 3 din noua mea serie de pe canal cu jocul The Infected. Bine, teoretic e episodul cu numărul 3, practic e cam primul, pentru că celelalte două au fost live-uri de aproximativ 2 ore, live-uri în care mi-am pierdut ATV-ul, mi-am cunoscut și eu vecinii, și sincer mai bine nu-i cunoșteam pentru că m-au și omorât de vreo 2 ori, iar acum planul de astăzi este să-mi construiesc o casă. Până acum dormeam în aer liber sau dormeam pe unde apucam, pe marginea lacului, pentru că am avut o aventură destul de mare pe live-urile trecute. Am ajuns prin zona asta, pe aici, pe la cave-ul ăsta. De două ori m-a respawnat în partea de sud pentru că am murit, însă acum voi sta cât mai mult prin zona asta în care eu m-am decis să-mi fac casă. E o zonă destul de interesantă. Sunt înconjurat de stânci, practic, de piatră. Am acces la apă foarte ușor, doar că m-am mai gândit eu așa între timp și planul meu inițial era să-mi fac o casă care să înceapă din zona asta unde e focul și să se ducă până pe aici. Practic o casă pe lung, stil vagon. Dar voi fi atacat din când în când. Nu tot timpul, dar voi fi atacat din când în când. Practic când mi se umple acolo în dreapta noise value sau light value, în funcție de cât construiești, ce construiești și ce mișcări fac eu pe aici, voi fi atacat de infectați, că până la urmă așa le spune. Așa că va trebui să mă înconjor cu sârmă ghimpată. Sârmă ghimpată pe care momentan nu pot să o fac. Sârmă ghimpată care marse așa, construction, ceilings, nu, roof, stairs, unde erau, mă? Uite aici, sârmă ghimpată pe care momentan nu pot să fac pentru că n-am iron ingot și nici iron fragment. Știu ce am de făcut, am cam tot ce îmi trebuie. În principiu am alergat foarte mult pe live-ul trecut pentru a face rost de cuie, să pot să fac și o workbench-ul și practic cu ajutorul workbench-ului să pot să fac și eu, uite, șepcuța asta care să mă protejeze de căldură, să pot să fac cele necesare. Așa că începem prin a distruge patul, ia să vedem câte ceasul, cumva câte ceasul, 12.43, bă, am timp, dacă mă mișc repede s-ar putea să am timp, sau să las patul ăsta aici și cu focul, asta iarăși mă încurcă puțin. Ia, pot să o mut? Pot să o mut. Aș muta-o, sincer, în partea asta ca să pot să-mi fac eu casa în liniște. Doar că mie să nu... Ia să vedem. Dacă o pun aici, acum îmi dau seama... ia. În ce zonă mi-acoperă, care e a mea? Deci am partea asta de apă, e zona a mea, nu o să mă... Nu o să vină niciun alt consertean să-și construiască, că am înțeles că sunt niște NPC-uri care construiesc pe lângă mine. Parcă, și la un moment dat voi avea și eu un ajutor când voi putea să-i ofer o locuință, bineînțeles. Da, văd că e ok semn pus aici, vreau să dărâm, uite, lemnele astea sunt puțin în plus, vreau să le mut puțin mai într-o parte. Ok, pot să le arunc pe toate. Sunetul cred că e destul de în regulă. Dacă îl dau mai tare, când va veni furtuna, fulgeră și bubuie, de nu mai înțeleg nimic. Apoi, mă sperii în joc, am impresia că joc un joc mai horror decât este acesta. Bun, stai să-mi închid și eu raza aia care mi-arată până unde am acoperire, pentru că nu mă interesează. Îmi las valorile astea, noise value și light value, ca să știu cam când ar trebui să fiu atacat. Îmi stric patul, delete și la platforma asta, opa. Niște plank-uri, ok.
Nu cred că am spațiu în inventar, este? N-am cam sfoara asta. Ăsta nu pot să-l mut, dar dacă fac eu... nu prea am ce mișcare să fac. Nu prea am ce să eliberez și cum să eliberez. Ia, pun asta aici. Nu pot. Dacă arunc astea... Pun sfoara aici și acum ar trebui să pot să-l iau. Bun. O să le arunc, bineînțeles, tot în colțul ăsta. Cred că mi le păstrează din câte am văzut. Nu-mi dispar. Momentan n-am unde să le stachez, dar... din dată ce îmi fac asta, mă voi organiza cât mai bine posibil. Asta o las momentan aici, că nu mă încurcă cu nimic. Acum stăm cu status. Am nevoie de apă. Mai am apiță pe aici, pe la mine. Clean water, ok. Putem să bem. Bun. Hai să băgăm și un pepene. Ne pune și la sete și la foame. Am nevoie de proteină, de carne. Nu cred că mai am pe aici carne, nu? Nu mai am deloc carne. Trebuie să vânești ceva. Protecție solară nu prea am nici din asta. Stau destul de complicat cu statusul. Viață văd cam... Ia, ce am aici? Căniță, ce am? Tot cartof. Să-mi pun cartoful la mine. Ăsta îmi dă carbohidranți. Hai să le iau, dar o să-mi dea, o să-mi facă sete de la ăștia. Uite, 6 pentru protecție solară, dar momentan nu o folosesc. Proteină 2, proteină 2, carbohidranți 10. Eu ce am nevoie de carbohidranți, nu? Nu, de proteină, l-am încurcat puțin. Carbohidranți, nu, proteină îmi trebuie, nu? Da, proteină, n-am momentan. Ok, trebuie să-mi fac și backpack-ul ăla mai mare. Pocu, hai să scăpăm și de ăsta. Delete. Mi-a dat totul în inventar, mă gândesc. Mamă, da, mi-a dat chiar totul în inventar. O să dureze puțin până ajung. Vreau să-mi las totul aici, în zona asta. Bine, eu vă arătam cu degetul pe monitor. Nu mi-am dat seama că nu sunteți în spatele meu, sunteți aici, în partea asta. Haide, mă. Hai că vreau să arunc totul, să le am la îndemână aici. Bine, la îndemână, să le am la grămadă aici. Ok, așa sunt firewood-uri, pietre. Nu știu dacă să fac întâi gardul și pe urmă casa sau întâi casa și pe urmă gardul. Aici iarăși am o luptă interioară. M-am gândit și înainte să puneți filmare. Zic, bă, ce fac mai întâi? Bun, și acum începem. Începem lucrul. Sfoara pot să o craftez unde? Să așa, pot să craftez foara. Ia să vedem. La workbench. Deci am nevoie să fac întâi casa, pe urmă pun workbench și pe urmă încep să craftez. Deci facem fundația, gata, s-a stabilit. Facem fundația. Ia să vedem. Dacă o fac așa... Dacă o fac așa și îmi las un loc pe unde... Eu sincer vreau să închid tot. Vreau să închid totul cu gard. Practic aici să-mi vină un gard de sârmă ghimpată. Să nu mai am treabă. Fiind, hai să facem așa. Da, și dacă fac gard de sârmă ghimpată, va trebui... Bine, până fac sârmă ghimpată, va trebui să fac spike-uri. Dacă fac spike-uri, nu mai pot să pun poartă. Nu știu cum să fac. Bine, facem casa aici. Ia să vedem. Asta ar fi una dintre fundații. Mă duc cu fundația până aici. Uite, e bine că mă lasă să pun astea deși am copaci. Dar oricum voi elibera pe urmă zona. Aș putea să pun aici. Aici mai merge una pe colț. Ia să vedem. Merge una din asta pe colț. Cum ar da? Bă, ar da bine. Nu, așa. Nu. Nu. Hai mă, cum mi-ai dat-o prima dată, please. Ok. Așa ar veni asta. Bun. În partea asta să o fac tot așa, oare? Nu, vreau să... Bine, nici eu nu știu cum vreau să pun. Dar nu mi-o întoarce cum vreau eu. Așa, nu, așa. Ok, asta era ce îmi doream eu cel mai mult. Aici trebuie să continui cu din asta pătrată. Nu știu cât de mare să fac asta. Eu cred că momentan îmi ajunge asta. Adică n-aș vrea să exagerez. Momentan am nevoie doar de o căsuță unde să pot să conviețuiesc și eu. Nu o fac nici simetric, o fac cum o văd eu. Deci, de aici se vede cel mai bine. Practic, aici e intrarea principală, aici o să am gard frumos. Să vină bine că nu știu dacă rămâne asta baza permanentă, doar că aici o văd eu momentan. Acum că ne mutăm mai târziu și ne facem alta mai bună, mai mare, ai altă poveste. Ia, hai să facem momentan pătrată. Pătrată, mă rog, să facem, de fapt, un fel de pătrată, dar nu pătrată. Ținând cont că am făcut colțurile și nu prea se mai numește pătrat. Dar avem 3 cuburi cu 4. Ah, deci nu e chiar pătrat, e dreptunghiulară. Să mai pun încă un rând în spate, dar eu zic că e suficient ce am acum.
Eu zic că e mai mult decât suficient. Dăm un tap sau anulăm ăsta. Hai să tem copacul. Vreau să-mi fac foarte multe sulițe să am de rezervă. Pentru că mi s-a întâmplat să fiu atacat și mi s-a stricat sulița. În momentul în care mi s-a stricat sulița, a fost cam nasolică de mine. Nu pot să pun direct aici? Ah, ba da, perfect, easy. Le iau și pe astea. Hai să începem să și construim. Dar am nevoie și de planks. Plankurile le fac în față. Mamă, dacă ar fi fost multiplayer în momentul ăsta, cineva, nu dau nume, Radu, băiatul cu care mă joc eu, amicul meu, putea să-mi facă și mie blănile acolo. Dar e plecat oricum în România. Deci chiar dacă era multiplayer jocul, e plecat în România în perioada asta, deci tot nu m-ar fi putut ajuta. Bine, doar cu o încurajare. Hai, Dadule, că poți, atât. Asta era tot ce putea să facă. Bun. Aici am pus full, îmi trebuie plancuri. Hai să punem niște plancuri ca să văd eu că începe să prindă formă. Okay. N-am decât două, nu-mi spune. Nu mai am loc? 5, ce mi-a dat? Iar mi-a dat, mă, din astea berg chips. Bă, nu-mi trebuie masă, lasă-mă. Îmi dai doar ce nu-mi trebuie, dă-mi ce-mi trebuie. Să-mi fac aici căsuța. Mamă, de-abia o platformă. Wow, apoi am de tăiat ca lumea, înseamnă. Uite, mai am aici niște plancuri. Ce, m-a obosit? E foame? Ce e? Nu cred. A obosit deja. Mamă, și n-am foc făcut. Focul are, pot să-l fac în casă? Asta e că sunt curios dacă pot să fac focul în casă, nu mai știu. Dar nu cred că pot să-l fac în casă. Food. A, ba, dar pot să-l fac în casă focul. E recomandat să fac focul în casă, oare? Sau să-l fac aici afară? Nu. Uite, aș putea să las colțurile astea afară. Să fie în afara casei. Practic aici să fie casa. Aici să pun fundați, aici să fac zid, bam, 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 și colțurile să-mi rămână afară. Să-mi pun un foc, o chestie, o atenție. Sau să fac focul înăuntru. Deși, sincer, dar merge înăuntru, pentru că de multe ori mi se întâmplă să plouă și... Fii atent. Fii atent că am o idee. Deci, am o variantă și la asta. Momentan, temporar, pun focul aici. Pun focul aici. Ok. Stai că am un plan. Gata, nu mai facem, ca să facem altceva acum. Am aplecătoarea pe care o găsesc. Mă, trebuie să mă obișnuiesc puțin cu aplecătoarea, cred că la construcții others. Uite aici, aplecătoarea shelter-ul. Pot să acopăr aici cu asta. Uite, cred că așa ar da bine. Bun. Focul ăsta l-am cam pus aiurea. Confirm delete, da, că oricum nu s-a întâmplat nimic cu el. Stai, mă, plasabile, food, focul aș pune, uite, undeva aici, așa, eu tot timpul dau click, nu știu, din reflex, că în alte jocuri când dai click îți plasează. Și ce aș putea să mai pun eu momentan, o să le pun în casă la un moment dat, sunt conștient de asta, dar momentan am nevoie să-mi pun și din astea de storage, de pietre, de, uite, de nu de web, încă n-avem noi. Bro, s-a auzit ceva. S-a auzit ceva și m-am speriat. Și s-a pus și ploaia, fix ce-mi place mie. Se așa, unde era? Plasabile, storage. Îmi trebuia stick, nu, log stand, blank stand. Bă, cred că blank. Te pot să-mi pun aici niște blăni. Undeva aici să am niște blăni. Dar nu știu cum să le așez, sincer. Pun blănile aici. Ok. Pun, mamă, deci tot timpul mi-e închide meniu, trebuie să-l caut din nou. Pun lock stand, plank, ăsta e plank stand-ul, nu? Plank stand-ul, ok, îmi trebuie lock stand-ul să țin și, știi, să-mi, cum îi zice la story, să-mi depozitez fire-ul stand, nu? Fire-ul nu, că din asta iau ușor și mi le sparg eu pe loc și lock stand-ul ar merge pus, uite, aici, așa. Lock stand-ul așa în partea asta, mamă, ce fulgeră. Mă sparg fulgerătura asta, m-a nenorocit. E ok? Se încalică cu ăla? Nu. E perfect. Deși cred că mergea să-l pun mai într-o parte. Dar nu, e ok, e ok momentan. Și aș vrea și unul de pietre. Să-mi strâng pietre și să le am și eu pe astea la un loc. Stone crates. Uite-le aici. Stone crates-ul o să-l pun în partea asta. Și mergea stone crate-ul aici și lemnele în afară. Las-l aici pe ăsta. Practic am și mâncărică și de sat de pietre, am și loc să mă plimb. Super. Acum ca să le faci ne trebuie foarte multe. Avem o broscuță. Bă, broscuța asta e bună dacă o prind. E bună dacă o prind, că am nevoie de cărniță. Așa, perfect. Facem mai târziu niște cărniță. Mai am nevoie de pickaxe. Hai să vedem că nu mai știu ce îmi trebuia.
Bă, încet, încet, eu zic că le învăț, upgrade-uri nu. Stone Hammer, Stone Axe îmi trebuie. Stone Pickaxe, nu, Stone Axe, ăsta îmi trebuie. Nu, ăsta, nu, că e de piatră, fac. Stone Hammer, stai așa. Stone Axe, Kingcraft, nu trebuie. Păi și pot să-l fac? Nu pot să-l fac, n-am ce îmi trebuie. Mamă. Deci pickaxe e pentru piatră și axe e pentru lemn. Dar n-am stick și small stone. N-am nimic, uite, un stick l-am văzut aici. Ia uite stick-ul. Și o piatră, uite aici. Și acum ar trebui să mă lasă să-l fac. Hai da. Asta zic. Craft fillet, no free weapon slots. Bun, și cum îmi verific sloturile? Nu, dau pe ghiozdan. Nu, aici. Am două sulițe din cauza asta. Păi o arunc pe asta de 44. Și prefer să-mi iau un ăsta, un axe. Pentru că voi avea nevoie, voi sparge foarte, voi tăia foarte mulți copaci în momentul de față. Așa, perfect. Gata, hai că acum am înțeles care e treaba și cu inventarul ăsta, dar deci e 1, 2, 3, 4, așa funcționează. Nu? Și pe 4 am ăsta. A, cred că m-aș ajuta să-l pun pe 3, acum că am descoperit asta. Pot să-l pun aici? Nu pot. Lasă-mă că și pe 4 merge. Bun, hai să tăiem copaci, că de asta avem nevoie. Copaci la greu. Până fac eu acolo, aș trebuie să fac și blăni. Și nu pot să car decât câte 3 lemne. Bă, sunt niște acțiuni pe care le fac singur. O să se repete unele dintre ele, doar face parte din joc. Uite, văd că mai am pe aici niște copaci tăiați pe jos, niște loguri. Gata, s-a dus, nu? Mamă, ce repede s-a dus. Hai să-l modificăm acum. Ăsta aici, ăsta aici. Gata, și acum le avem cum eram obișnuit. Se strică foarte repede. Ok. Hai să punem întâi logurile care ne trebuiesc și pe urmă mă duc și fac plancuri. Deși aș fi vrut să încep să-mi fac un zid, o aplicătoare, că deja mă plouă. Trebuie să fac focul. Hai să-l băgăm pe salateat, că tot a rămas. Așa. Mă duc să mai iau. Mai pun aici, mai duc și la, și la tăiat. Aici e full, full. Aici mai trebuie 4. Dar nu pot să iau mai mult. Adică, de fapt nu, că pe asta pot să le car doar pe spate și atât. Ok, mă duc să o pun și pe asta. Ia ca să fac asta ce-mi trebuie, un loc 4. Hai să facem aplicătoarea, că am nevoie să fac focul. Focul, să mai beau niște apă, să mai îngătesc puțin. Cred că așa funcționează supraviețuirea. Cred că așa ar trebui să o văd. Așa, la asta ce-mi trebuie? Îmi trebuie firewood, 8 și small stone. Ok, pietrele le luăm imediat. Ia. Un porumbel, hai să luăm și pe ăsta. E proteină, dar nu îl prindem că ăsta fuge. Fuge mult de tot. Ok, firewood. Firewood tot. Mă, cât lemn îmi trebuie. Woodlog, woodlog. Am obosit. Este? Am obosit. Am obosit grasul. Bun. Firewood-ul. Ia uite. Bun, cum mai mult de două am chi... Bă, astea mă, uite, astea mi-ocupă mult. Prostiile astea mi-ocupă mult. Sunt curios dacă dispar, că le-am aruncat aici, sper să dispară. Sau pot să le fac să le distrug? Ia. Yeah. Le iau și pot să le distrug de aici? Split half, split... Nu, no, nu pot. Hai să le arunc mai în partea asta să mă deranjeze. Dacă le-am aruncat, era să ies din joc. Confirm. Bine, oricum o să se strângă multe din alea, o să le băgăm pe foc cel mai probabil. Dar momentan... Nu. Momentan am nevoie doar de firewood. Încă 4? Eee, dragi. Ok, încă unul. Și cu sticurile astea ce doamne iartă mă fac? Sticurile astea nu știu unde sunt. Ia, firewood, stick, mai am una. Bun. Ce fac cu sticurile astea? Dar trebuie să le pun undeva. Bine, o să fac un storage probabil unde o să le pun. Material nici stick. A, uite-mă că îmi trebuie la astea. Easy. Doamne ajută. Doamne ajută că am avut unde să le pun și nu rămân cu ele în plus. Hai să mai luăm niște blăni. Așa. Mai facem puțin din din fundație. Ok, gata cu asta. O să am ceva de muncă. O să am mai mult de muncă, mai mult decât mă așteptam. Am pus aici. Ok, să mai băgăm unul aici la blăni. Ce ne mai trebuie aici? Pietre, ok, am zis că facem rost de pietre imediat. Hai să
Să spărgem o piatră. Oricum și asta ocupă mult din inventar. Ce place sunetul pe care îl face. Uou, wow, uite câte sunt. Dar n-am loc să le iau pe toate, nu? N-am loc, sunt prea multe. Dar și dacă ajung așa cu toate astea, câte am? Ia uite câte am. Un inventar plin. Ar trebui să mai las din astea, uite, din pene, să mai las în ATV. Dacă ajung la ATV. Ia, dacă iau și astea pe mine, s-a terminat. Ia, uite-mă, mă. Uite-mă cum car. Tot ce prin ceasul cât e? E deja 7 seara. Vai de capul meu, iar mă prinde fără casă, fără lumină. Puuu, și n-am unde să dorm. Haide, mă, te rog eu, haide. Ambițios, mă, ca să le iau pe toate. Pun sfoara aici, ca să nu mai car cu ea. Mai simplu. Pun penele, că ocupă destul de mult și n-am nevoie acum. Scriu, că n-am nevoie acum. Hainele, pun-le aici. Și în continuare am tot multe chestii. De ce să mint? Telo, uite aici. Ce mai ocupăm mult, așa, uite astea. Plant fiber-ul. Măcar să nu uit că le am pe aici, să caut pe urmă de nebun. Să zic, bă, am nevoie, am nevoie și să nu le văd. Asta. Bă, dar scuturile astea poate să care oricât, nu? Cât timp nu sunt în spinarea mea, îmi bănuiesc că așa funcționează. Aluminium ăsta. Și gata, acum pot să merg cu toată viteza, cu toată încrederea, de fapt. Mai trebuie aici și ăsta ar trebui să-l hărvăstuim. Parcă un lemn ne mai trebuia, un firewood. Și încă am chestii pe mine foarte multe. Small stone. Easy, am făcut focul, bun. Pot să pun surcele pe foc? Ia să văd că sunt curios. Pot să pun surcele pe foc? Da, pot să pun chiar și surcele și firewood și orice vrea mușculețul meu. Pot să mă duc, cred că să iau și astea de aici dacă le mai găsesc. Mi le-a respawnat? Pe bune? Da, mi le-a respawnat. Și eu făceam grijă că poate nu mi le respawnează de tot. Ăsta de jos, pardon. Dar aparent când vine ploaia mai dispar din ele. Deși blănile nu mi-au dispărut. De ce să mint? Blănile nu mi-au dispărut până acum. Ok, pe ce să mai... Hai să mai băgăm și firewood-ul ăsta. Firewood. Ok, îl băgăm pe foc. Așa. Apă luăm de aici. Punem la fier niște apiță. Niște cărnițe aici la făcut. Și între timp putem să mâncăm ăsta. Să nu mai crească sățietatea puțin, că suntem varză. Așa, bun. Ce mai trebuie aici? Sticuri. Nu mai am sticuri. Ok, uite sticurile aici. Așa, gata și cu ăsta. La asta ce îmi trebuie de pietre? Plank și nail. De unde vrei cu nail? Lasă. Fără de sa de pietre. Lasă, le țin în inventar. N-am de pietre, că am nevoie. Aș putea să mai arunc ceva. Pietre nu mai am nevoie momentan. La casă n-am nevoie. Deci am nevoie în continuare de copaci. O să tai pe aici tot ce prind. Și îmi plăceau copacii ăștia, așa că îmi dă oarecare intimitate. Nu știu un cotru să tai. Să-i tai pe ăștia. Hai să-i tăiem pe ăștia de aici. Cred că asta va fi gen construim casa episodul 1. Unul din 3 și practic în 3 episoade cred că reușesc să construiesc asta. Trebuie foarte mult progres să-ți adun resurse. Eu n-am făcut asta offline, nu știam cât durează să tai copaci și cât să-mi trebuiască, de asta o fac acum. Dar de acum încolo știu. De acum încolo știu, știu ce progres voi avea de făcut offline. De acum încolo voi ști tot. Las-le și pe astea aici. Să le bag pe foc după. Hai să luăm restul. Unde am tăiat, mă? A, uite aici în partea asta. Așa, 3, poți să le iau pe la 4-le? Nu, mă las. Nu-s chiar atât de drăcos pe cât e. A, nu pot să sar cu ele în brațe. Wow, ce noutate. Eu care credeam că pot să sar cu ele în brațe. Cine s-ar fi gândit? Mai dăm niște blăni, să mai fac puțin din podeaua asta, că... Mamă, trebuie multe blăni. Trebuie la blăni o grămadă.